Ziua internațională a profesorului de franceză a fost marcată astăzi la Colegiul Național din Lacuza. Instituția de învățământ a primit recent distinția Label Frank Education, fiind confirmată astfel excelenta calitate a predării limbii franceze, în special la clasele de filologie bilingue limba franceză. Colegiul face parte din cele 24 de licee la nivel național înscrise în cadrul proiectului bilateral franco-român. Mă bucur să vă avem astăzi alături de noi. Un moment deosebit pentru Colegiul Național Elena Cuza. Avem un eveniment de seamă în predarea și în calitatea învățământului bilingv francofon în acest liceu și am ales să-l omagiem astăzi în mod special pentru că este o zi anume în viața profesorilor de limbă franceză. Vrem astăzi Ziua Internațională a Profesorului de Limba Franceză, o zi în care promovăm valorile culturale francofone, menirea de a fi profesor de limba franceză, de a valoriza meseria de profesor de limba franceză. Activitatea de astăzi se înscrie în seria manifestărilor desfășurate în județul nostru, deoarece învățarea limbii franceze reprezintă o călătorie, o călătorie cu toate descoperirile care se impun, iar noi, profesorii de limba franceză, trebuie să încurajăm talentul, dezvoltura, creativitatea și dragostea elevilor noștri pentru limba franceză. Vom dezvăli o placă ce atestă calitatea de liceu labelizat a Colegiului Național Elena Cuza. Dar ca să ajungem la această calitate, trebuie să începem undeva din anul 2004, când Colegiul Elena Cuza, alături de alte 23 de licee din țară, intra în parteneriatul bilateral franco-român de la învățământul bilingv către filierele francofone. În timp, am demonstrat prin calitate, prin implicare, că merităm să rămânem în această familie și anume în elita liceelor respective. Începând din 2012, Ministerul Afacerilor Externe al Franței, prin Agenția pentru Învățământ în Limba Franceză în Străinătate, a înființat acest label, Label Franc Education, care se acordă liceelor care își depun dosare de candidatură în acest scop, candidaturi urmate de o selecție extrem de severă. În luna octombrie acestui an am fost invitați la București, unde excelența sa, doamna Michelle Ramis, ambasador al Republicii Franceze la București, ne-a înmânat placa respectivă și ne-a onorat cu promisiunea că va fi invitata liceului nostru în luna martie 2020 a acestui an, cu ocazia zilelor francofoniei. Acesta este, deci, momentul nostru special de astăzi. Într-un cadru festiv, cadre didactice și elevi au participat la dezvelirea unei plăci pe frontispiciul colegiului, care se ateste în eternitate meritele celor de aici.